A confundat strada cu patul de acasă, iar asta i-a dus moartea. Un bărbat de 58 de ani din Gorj s-a stins după ce un șofer a trecut cu mașina peste el. Omul dormea pur și simplu pe asfalt, din cauza alcoolului, spun cei care îl cunosc. Nu-l acceptam și venea mereu tot de uri și ne înjura și ne... Consumă alcool? Da. Crezi că și în seara asta băuse? Păi sigur. Patima alcoolului l-a condus spre moarte. După ce s-a îmbătat într-o cârciumă din sat, bărbatul de 58 de ani nu a mai fost în stare să ajungă acasă. S-a întins direct pe asfalt la câțiva metri de casa în care locuia. Mi-a apărut brusc în față, era culcat jos. Am încercat să evit, am luat volan în stânga. N-am avut ce face, am luat cu partea dreaptă. Evenimentul s-a produs pe fondul deplasării neregulamentare a victimei pe partea carosabilă. Localnicii au încercat să-i acorde primul ajutor vecinului, dar inima acestuia se oprise. Am fost aici, am crezut că se poate da o mână de ajutor ca să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar asta este tragic. Trupul bărbatului a fost dus la medicină legală. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă, dar cel mai probabil nu va ajunge în fața judecătorilor.